Marilene Gabriel Pirtea, președintele Comisiei de Educație și Cercetare din PNL, a declarat cu privire la rezultatele examenului de bacalaureat din acest an faptul că este un rezultat bun, însă există și motive de îngrijorare. Rezultatele examenului de bacalaureat din 2024 indică o rată de succes de 81,5% pentru promoția curentă, o creștere cu 3% față de prima sesiune a anului anterior. În ciuda acestui rezultat pozitiv, deputatul Gabriel Pirtea atrage atenția asupra unor aspecte îngrijorătoare legate de calitatea educației. Deputatul a menționat că, deși rezultatele sunt bune, acestea nu trebuie să ascundă problemele persistente din sistemul educațional. Aproximativ 2800 de candidați nu au reușit să își aleagă profilul adecvat, ceea ce reflectă probleme în consilierea școlară. De asemenea, s-a observat o scădere a numărului de candidați cu note de 10 la toate probele, de la 51 în 2022 la 15 în 2023 și doar 8 în 2024. Acest fenomen este considerat un indicator al variației calității educației între diferite județe. Marilene Pirtea a subliniat și importanța dezvoltării rețelei educaționale, menționând județul Timiș ca un exemplu pozitiv, cu o rată de promovabilitate de 72% în 2024 față de doar 62% în Mehedinți. Totodată, deputatul a reamintit necesitatea unor măsuri urgente pentru îmbunătățirea calității educației, subliniind importanța consilierii școlare și a dezvoltării rețelei educaționale pentru viitorul sistemului de învățământ.